dacă bogăția sau omul bogat nu folosește bogăția sa și în folosul lui Hristos, a bisericii, a săracului, a neputinciosului, Dumnezeu îl binecuvintează. Pentru că iată, El folosește ceea ce a dat Dumnezeu mai mult și în folosul celui sărac. Așadar, nu bogăția l-a condamnat pe acel bogat, ci nepăsarea. Nepăsarea că la poarta lui trecea un moment de bun, bornav. Iată că nepăsarea de multe ori ne aduce și pe noi în pragul iadului. Nepăsarea. De la cel bogat până la cel sărac, acolo unde este nepăsare, este periculos pentru mântuire. Gândiți-vă la cel care Dumnezeu i-a dat mult, mai mult. Și prin sudoarea muncii lui, pentru că nimic nu a căzut din cer. Muncă mai mult, prin sudoare a locândit mai mult. Dacă el este nepăsător, că și la poarta lui este un rază. Dacă este nepăsător, că și la lui parte casa lui este un azil de bătrâni. Este o casă în care este sărăcie, durere, nevoință. Și el rămâne nepăsător la aceste dureri ale omului din jurul său, ale aproapele său, atunci, într-adevăr, bogăția este un idol și îl așteaptă cumplitele chinuri. Dar dacă el își administrează avuția sa, bunurile, și în folosul bisericii, și în folosul săracului, că fac mulți, fac mulți cei care sunt de față, cum au făcut mulți și din istorie, dacă fac așa, Dumnezeu îi binecuvintează, pentru că a purtat grijă de sărac, neputincioși, și le dă mai mult, celui care are, îi se va da și va prisosi. Și în virtuți și în toate, dacă toate le folosește în folosul lui Dumnezeu și aproape. Acum, să nu credeți că dacă ești sărac, dacă Dumnezeu ți-a lăsat sărac, din diferite motive, este obligatoriu să te mântuiești. Cum bogatul, dacă este bogat, obligatoriu să se piardă. Fiecare ne face în viața noastră. Și săracul poate să facă un pic de milostenie. Știți ce spune dreptul Domnului către fiul său? Dacă ai mult, dă mai mult. Dacă ai mai puțin, dă mai puțin. Dar nu înceta să faci milostenie. Când bogați aruncau bani în biseria templului și era acolo Mântuitorul, nu a primit pe ei. Și a privit către o văzăvă săracă care a pus doi bănuți în biserie. Și fapta ei este pomenită și astăzi. Deci, iată, și cel sărac poate să facă milostenie. Tu spui că ești sărac, că ești bolnav. Dar gândește că este altul mai sărac ca tine, mai bogat, mai bolnav ca tine. Și atunci caută-l. Pentru că el căutându-l, îl cauți pe Hristos. Vedem cum spune la acest bogat, bogat nemilostiv. Adică nepăsător, care nu a făcut milă, nu și-a îndreptat mila sa către cel sărac de la poarta lui. Aceasta l-a condamnat pe acest bogat. Nemilostivirea lui, nepăsarea lui și nu faptul că a fost, cum spune Sfânta Evanghelie, bogat. Iată, spune Sfânta Evanghelie, a murit bogatul și a îngropat. Atât. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham, adică în rai. E acolo situațiile se schimbă pentru că el, bogatul, se chinuie pentru nepăsarea lui și și-a răsplata de la Dumnezeu, Dumnezeu este drept, răspătește nepăsarea lui, nemilostivirea lui. Săracul, dacă a răbdat și n-a judecat și a stat la poartă nemiluit, îl miluiește acum Dumnezeu în sânul lui Abraham cu bunătățile cele cerești. Spune Sfânta Evanghelie, în
gura Patriarhului Avram, că între noi și între voi, îi spune la acest bogat, este o prăpastie adâncă întărită, să nu poată să treacă de aici la voi și de acolo la noi. Ce este această prăpastie adâncă? Prăpastia aceasta adâncă este diferența. Este groapa adâncă care separă pe omul cel bun, milostiv, omul plin de milostivire și de îndurare, fie bogat sau sărac, e omul cel rău, neiertător, zgârcit, care nu poate să facă nicio faptă de milostivie din cauza nepăsării sau zgârcinii lui. Prăpastia aceasta mai este numită și valea plângerii, adică pământul. Aici, pe pământ, toți tindem să ajungem sus la nemurire, dar ori avem faptele grele pentru pocăința noastră, luăm aminte la ceea ce a făcut acest bogat din Sfânta Evanghelie, sau rămânem și noi nepăsători la strigătul de ajutor al aproapelui nostru. Frumos spune Patricul o întâmplare când o femeie văduvă, care se credea e chiar inteligioasă, se ruga zi de zi, că vine la poarta ei să o cerceteze de Hristos, pentru că ea parte, spunea ea, foarte bună. Iată că într-o zi la poarta ei apare un sărac, fără hain, plământ, și îi cere o haină să se îmbrace acestei femei. Dar femeia nervoasă a început să locărească, să plece de la poarta ei, cu trebuie să vină Hristos și nu deranjează. Dar totuși a avut de la bărbatul ei o haină mai ruptă, iar în capă pe strigață, pe brațul, se ducă de acolo. Ei, noaptea care a urmat, din femeia a avut un vis. Și prin vis îi spune un glas, iată, m-ai chemat de multe ori să vin la poarta ta. Am venit astăzi să mai pugărim. De aceea, nu trebuie să ne ducăm o sândit pe sărac. Pentru ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul? Dați-vă bine la săraci, în ochii lor este chipul lui Hristos. Ei sunt portari care închid și deschid poarta lor. Dar săracul cinstit, săracul care muncește, săracul care se doare muncii, își crește copiii în căsuța lui, nu acel sărac care nu vrea să muncească, care este leneș, care întinde mâna numai după ajutor, care nu vrea să facă nimic bun pe acest pământ. Ce spune și Sfântul Apostol Pavel, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Sunt mulți astăzi în jurul nostru, care numai după aceste lucruri trăiesc, a se agonisi fără muncă. Nu trebuie să-i judecăm, nu le dăm, nu trebuie să-i judecăm, îi va judeca Dumnezeu. Nu știm în care săracă rătunind pe drum este chipul lui Hristos. De aceea să nu-i judecăm. Dacă le dăm, le dăm, dacă considerăm cum le dăm, nu le dăm, dar să nu-i judecăm. Poate acolo este chipul lui Hristos, judecăm ca prin și această femeie. De aceea, iată că ne apropie, cum spunea Sfântul și Marele Post. Ne gândim de pe acum la ieșirea sărăcăcioasă. Ne gândim ce să facem oare să fim de folos la această frumoasă sărbătoare a noastrei Mântuitorului. Adică cum să fim mai milostivi, să plecăm o sărac, să fim mai buni în această lume a Întunierii. Este foarte ușor să mai lăsăm din hainele scumpe, din mâncărurile scumpe, să mai dăm la cel sărac, să-l îmbrăcăm și fi Hristos, că pe cel rău l-am îmbrăcat destul cu păcatele noastre. Să mai îmbrăcăm și fi Hristos cu o faptă bună, să mai dăm și lui o haină frumoasă, că ce este fiind în ieșirea sărăcăcioasă. Iată că Dumnezeu ne pune în fața acestui tipuri de bogat. Nu este un bogat anume, un om, ci este un tip, o categorie de bogat. Ne întrebăm, oare nu sunt și noi în aceeași categorie? Oare nu suntem și noi nepăsători ca acum la suferința altora care sunt în jurul nostru, care ne-au cerut și au strigat pentru ajutor? Oare nepăsarea noastră nu a dus
la necazul mai mare a cuiva să fie la moartea lui, gândiți-vă în conștiința păstilor voastre. Dacă am fost al unui nepăsător, nemiloși la suferința unui om, dacă am fost, este timpul să reparăm această nedreptate, să ne întoarcem privirea către Hristos. Iar de Dumnezeu va avea acest loc Sfânt Dumnezeiesc, cea curată a Maicii Dumnezeu, în grădina Maicii Domnului, pentru că de aici învățăm milostivirea. De aici învățăm mila de la Maica Domnului, care este mult milostivă, câtătoare de bunătăți, câtă bunătăți ne-a dăruit Maica Domnului. În Sfântului a Sfântului, cum a fost prin Sfântului sale Ioane de minuni. Aici, în acest loc, Dumnezeiesc este un laborator al milostivirii, al milei Dumnezeiesc. Pentru că nimeni în care se calcă pragul acestei Sfinte Mănăstiri nu este miluit. Cu efort, cu suboare, cu zică, cu cine părinții ai mănăstirii, cu părintele stare, sofii, duhovnicii, cu cine și părintele îi spac, tot ce este posibil ca fratele voastre să fiți primiți cu dragoste, să fiți primiți cu bucurie duhovnicească și mai mult mila se împinge și peste poarta acestei Sfinte Mănăstiri, pentru că părintele stare, ucenicii, trebuiază locurile de dureri, suferințe, spitale, cazire, ordinate, case de bătrâni, de copii neajutorați și acolo unde este nevoie, aduce binecuvântare. Ce frumos când tu, în viața ta, îți pregătești frumos locușorul drag, așa cum spunea, au primos și pe floros să învețe de la ei, să învățăm de la biserică, să învățăm de la preoți, ne pregătim să mergem în Rai. Ce frumos când tu îți pregătești locul să mergi în Rai frumos, în viața ta curată, milostivă și nu aștept alții după tine să-ți pregătească. Că nu știi dacă prins, dacă altcineva va mai avea grijă și nu-ți facă un parasat sau orice. Pregătește viața frumos, nu fi nepăsător la suferința săracului, pe cuvincioșului, bolnavului, fii bun, fii iertător, fii cu dragoste pentru Hristos și Dumnezeu îți va dori arăsare cu bunătăți cerești și pământiști, ca a Lui este slava, cinstea și închinăciunea, în veci de veci. Amin.